Aproape 400 de locuitori ai unui sat din Buzău trăiesc ca în evul mediu. Seceta le-a secat fântânile, iar cei mai mulți se văd nevoiți să bea apa tulbure care se acumulează acolo noaptea. Asta pentru că nu își permit să plătească transportul butoaielor de la sursele de apă potabile aflate la kilometri distanță. Care apucă la ora 5, da. Este apă de băut. Care nu, uite. Putem să bem pământ ăsta de aici? Așa arată apa din fântânile din satul Sările, comuna Bisoca. De la prima ora dimineții, doar câteva bidoane au putut fi umplute cu apă cât de cât curată. Era apă înainte? Era, domnule, era apă. Și acum? Și acum s-a dus. De ce? Păi poți să aștept, dar ce e de la Dumnezeu? Cumpărăm, bem de unde găsim. Ce să facem? În loc să nu cumpărăm la copii un sandwich sau ceva să ducă la școală, cumpărăm apă. Primele semne că puțurile vor seca au început să apară încă de acum 2 ani. Seceta instalată în zona a afectat pânza freatică, iar fântânile din sat au secat una câte una. Altceva, nu avem pretenții, că trăim așa cum putem fiecare, dar însă fără apă nu se poate. În localitate sunt doar 3 fântâni care deservesc aproape 200 de familii. Pentru că nu au apă, părinții spun că au ajuns să-și spele foarte rar copiii. Foarte rând în cauza la apă, de-aia nu mai se duce copiii la școală. Nu prea pun învățătorii mâna pe ei? Și că vede că nu-i curați din cauza la apă? Mai face și mâncare de aici, că n-avem. Păi e bună de băut? E de așa, mai bine de ea, mai chiar decât o fasole de aici. O singură fântână din cele 3 ale satului este puțin mai adâncă, iar aici se strânge mai multă apă peste noapte. Însă proprietarul ei încearcă să le dea apă cu porția vecinilor, ca toată lumea să apuce măcar un bidon. Iar o găleată, două care mai apucă, care, băi, ne dau după gloată. Că la e unul doar numai o găleată, care mai e mult, îi dă mai mult. În funcție de numărul de copii? Da, numărul de copii, care are mai mult în casă. Singura sursă de apă potabilă din zonă este la mai bine de 4 km distanță. Este o pompă instalată la mare adâncime, dar mulți dintre locuitori nu își permit transportul butoaielor de apă de la o asemenea distanță. Cauza principală este seceta. Ei au avut fântâni, izvoare, dar în ultimii 2 ani s-a întâmplat problema asta. Au secat, au avut probleme și înainte, dar probleme majore în ultimii 2 ani, mai ales anul acesta. Problema apei potabile persistă de câțiva ani buni în mai multe dintre satele comunei Bisoca. Aici se lucrează la instalarea unei rețele de apă, însă nu se știe când aceasta va putea fi pusă în funcțiune.